La data de 15 mai 2020 s-au înregistrat 1979 de angajatori care au solicitat plata șomajului tehnic aferentă lunii aprilie 2020 pentru 12.999 persoane. În ceea ce privește legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ pentru depunerea cererilor aferente drepturilor legale, documentele se depun în prima etapă pe adresa de e-mail a instituției ajofm@vl.aneofm.ro, urmând ca ulterior documentele să fie depuse tot pe platforma http://aici.gov.ro/home. La data de 15 mai 2020 s-au înregistrat 76 angajatori care au depus documente conform legii 19/2020 pentru 175 persoane în vederea efectuării plăților conform prevederilor legale. Firmele care au depus documentația necesară au toate domeniile de activitate existente în județul nostru, începând de la domeniul hotelier, cameriste, barman, recepționeri, bucătare, alimentație publică, prestări servicii, frizeri, coafură, manicură, atelier auto, spălătorie auto, croitorie, patiserii, cabinete medicale individuale pe diferite specializări, precum și firme din construcții și din domeniul prelucrărilor. Numărul unic de telefon unde se pot afla informații cu privire la acordarea șomajului tehnic este 021-444-0000 sau la AJOFM Vâlcea. Telefoane pentru acordarea de informații suplimentare privind șomajul tehnic și legea privind zilele libere pentru părinți 0771 174 993 0733 938 867.